ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Republica Moldova are nevoie de sprijinul Uniunii Europene pentru a depăși criza energetică, a declarat Maia Sandu în cadrul primului summit al Comunității Politice Europene, desfășurat ieri la Praga. Anul viitor, reuniunea va avea loc în Moldova. Militarii ucraineni ar fi eliberat peste 500 de kilometri pătrați în regiunea Kherson în doar o săptămână, în timp ce rușii încearcă să se retragă pe poziții mai ușor de apărat. Azi dimineață au fost noi atacuri în Zaporojie. În țară, doi polițiști de frontieră au fost reținuți pentru tentativă de contrabandă cu țigări. Maia Sandu a cerut ajutorul țărilor europene pentru a trece cu bine această iarnă în cazul sistării gazului de către Gazprom. Apelul a fost făcut în cadrul primului summit al Comunității Politice Europene, care a avut loc ieri la Praga. Următoarea reuniune va avea loc la anul în Moldova, când la Chișinău vor ajunge 43 de șefi de stat și de guverne, printre care și cei 27 ai țărilor UE. Într-o conferință de presă alături de președintele francez și premierul ceh, a cărui țară deține președinția UE, Maia Sandu a condamnat războiul pornit de Rusia în Ucraina. We are united in condemning Russian aggression against Ukraine and the illegal annexation of its territories. We are united in our commitment to help Ukraine uphold its sovereignty. Șefa statului a vorbit în fața celor 27 de lideri UE și a altor 17 țări, inclusiv câteva care așteaptă să adere la bloc, despre criza energetică care afectează țara noastră, dar și întreaga Europa. Energy security and affordability was the other important topic that we have discussed, and we should not allow the energy crisis to undermine our democracies. The road ahead is not easy, and only together can we solve these challenges. Maia Sandu s-a arătat încrezătoare că Uniunea Europeană va ajuta Moldova în depășirea crizei energetice. Well, now that the leaders of 43 countries know in details the energy problems of Moldova, I am confident that we will get the necessary support. But of course, we need to act quickly, and we need to have specific solutions. And the price affordability is an issue not just for Moldova, but for most of the countries. Al doilea summit al Comunității Politice Europene va avea loc în primăvară la Chișinău. Hosting the second summit of the EPC in Moldova, an eastern neighbor and a recent candidate to join the EU, is a sign of support we value highly. Întâlnirea de la Praga a fost reuniunea inaugurală a Comunității Politice Europene, o creație a președintelui francez Emmanuel Macron, care aduce la oaltă pe picior de egalitate cele 27 de state membre ale UE și alte 17 țări europene. Întâlnirea a fost o mare demonstrație de solidaritate pentru un continent împotmolit în mai multe crize, de la consecințele de securitate ale războiului din Ucraina până la o criză energetică și o recesiune iminentă. Ucraina spune că a recucerit într-o săptămână 500 de kilometri pătrați numai în Kherson. Soldații Kievului au înaintat și în est, în regiunea Kharkov, în vreme ce rușii, prinși pe picior greșit, încearcă să se retragă pe poziții mai ușor de apărat. Armata rusă însă nu încetează să atace cu rachete zone civile. Noi bombardamente au avut loc în această dimineață în Zaporojie, în timp ce bilanțul atacului de ieri a ajuns la 11 morți. Bombardamentele armatei ruse au continuat, în special în Zaporojie, una dintre regiunile pe care Moscova pretinde că le-a anexat. O rachetă a căzut lângă un bloc de locuit, iar o persoană a fost ucisă de schije. Bilanțul atacurilor de ieri din Zaporojie a crescut de la 2 la 11 morți și 13 răniți. Din Moloz au fost salvați 21 de locuitori. Mai există încă persoane date dispărute, așa că operațiunile de salvare continuă. Azi dimineața, armata rusă ar fi lansat un atac cu rachete asupra unui microbuz într-o stație din localitatea Darivka din regiunea Kherson. Cinci persoane au fost ucise, iar cinci au fost rănite. Oamenii erau în stație și așteptau transportul public pentru a merge la muncă.
Presa rusă scrie că atacul a fost efectuat de armata ucraineană, precizând că își ucide proprii oameni pentru a da vina pe Rusia. Orașul Nicopol din Dnepropetrovsk a fost din nou atacat noaptea trecută, 40 de obuze ar fi zburat spre oraș. Potrivit șefului regiunii, au fost avariate mai multe clădiri înalte, peste 10 case private, rețele electrice și o întreprindere de transport. Între timp, forțele ucrainene continuă operațiunile de contraofensivă în sud și în est. Aseară, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că armata a recucerit peste 500 de kilometri pătrați în regiunea Kherson de la 1 octombrie. Є успіхи і на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області, у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. Ця перспектива очевидна. Noi înregistrări apărute pe rețelele de socializare arată înaintarea soldaților ucraineni în regiunea Kherson. În una dintre aceste înregistrări, militarii ucraineni s-au filmat în plină acțiune, în timp ce înaintează în coloană pe front sub focul artileriei rusești. Potrivit publicației rusești Meduza, după ce s-au retras haotic, trupele rusești au lăsat pe câmpul de luptă mai multe echipamente militare și arme decât a donat orice țară occidentală Ucrainei de la începutul războiului. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, este probabil ca trupele rusești să stabilească poziții defensive în partea superioară a regiunii Kherson, în urma prăbușirii liniei rusești în nord-estul Kherson. 500 de soldați ruși recent mobilizați au organizat o adevărată revoltă într-o gară din regiunea Belgorod de la granița cu Ucraina. Нас в районе 500 человек. С оружием, но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях. Рекрутцы spun că sunt trimiși pe câmpul de luptă fără să fie instruiți și că au primit arme fără muniții. Cum comentează Moscova această revoltă, dar și de ce se clatină fotoliul ministrului rus al apărării, aflați în jurnal. Ministerul Apărării dezminte informația precum că tehnica militară din România ar fi intrat pe teritoriul Republicii Moldova, așa cum au scris unele canale de Telegram care au publicat și imagini. Ministerul Apărării anunță că vehiculele militare sunt ale Armatei Naționale și că au preluat echipamentul pentru soldații români care vor participa săptămâna viitoare la exerciții militare. Iar Ministerul Apărării a informat că în perioada 10-21 octombrie la centrele de instruire ale Armatei vor avea loc exerciții cu participarea militarilor din Republica Moldova, România, Marea Britanie și Irlanda de Nord. Trei persoane, printre care doi polițiști de frontieră, au fost reținute aseară la Briceni pentru contrabandă de țigări. 2, 3, 4, 5, 6. În interiorul automobilului din nou vedem pachete de culoare neagră. Potrivit poliției, cei trei reținuți ar fi partea unui grup infracțional care transportau marfă de contrabandă peste Prut cu ajutorul unui mecanism similar tirolianei sau telefericului. Aseară aceștia au fost prinși în timp ce încercau să scoată din țară 69 de cutii cu țigări de contrabandă. Schema ar fi fost facilitată de cei doi angajați ai poliției de frontieră, unul dintre aceștia fiind cu funcție de conducere în cadrul instituției. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră susține că a demarat o anchetă internă. Dosarul numit Sacoșa Neagră, în care Igor Dodon este învinuit de corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor de către o organizație criminală, a fost expediat în judecată. Procurorii susțin că fostul președinte ar fi primit până la $1.000.000 de la Vlad Plahotniuc pentru a promova interesele PD. Dodon spune că dosarul este unul politic, iar imaginile în care apare alături de Plahotniuc și Iaralov, publicate în presă acum 3 ani, sunt trucate. Да, 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 да
Igor Dodon ar fi primit de la 600 de mii până la $1 milion de la Vlad Plahotniuc și de la un apropiat de la acestuia, Serghei Iaralov, care conducea o organizație criminală, anunță procurorii. În anul 2019, aceștia ar fi negociat crearea unei coaliții de guvernare în Moldova între PD și PSRM, interesul acesteia fiind modul de distribuire a funcțiilor de miniștri în cadrul noului guvern și a funcțiilor de conducere a instituțiilor publice. Potrivit procurorilor, Igor Dodon, în acea perioadă președinte de țară, trebuia să negocieze cu persoane influente de la Moscova, astfel încât Plahotniuc să scape de dosarele penale pe numele său din Rusia. Voi doar cu mine aveți și arestul, nu toate. Eu? Nu, voi, PSRM-ul, rușii. Nu, cine spune? Pe ruși. Care ești gata să vă primească noi toate la Putin și să scoate probleme? Cum să ați primit? Eu vom bunic, eu spun zice, nu ești, eu vom bunic așa. Putin în față, ne-am zis. Suma menționată de procurori ar fi fost cerută de Igor Dodon pentru cheltuielile Partidului Socialiștilor, inclusiv pentru achitarea angajaților formațiunii. Avocatul lui Plahotniuc ne-a spus că nu comentează subiectul, iar cu cel al lui Serghei Iaralov nu am reușit să vorbim. Într-o reacție pe Facebook, fostul președinte a negat acuzațiile, spunând că probele aduse de procurori nu sunt legale. Procurorii susțin că alte trei capete de acuzare, îmbogățire ilicită, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice și de trădare de patrie sunt la etapa de urmărire penală. Între timp, astăzi urma să aibă loc prima ședință în dosarul Energocom, care însă a fost amânată. Asta după ce avocații lui Dodon i-au întors procurorului de caz rechizitoriul pe care l-au primit atunci când a fost încheiată urmărirea penală, pentru că documentul nu era scris clar și nu l-ar fi putut studia. Este vorba de o cauză penală pe o acțiune din anul 2008, adică 14 ani jumate. De ce se grăbesc? Pentru că termenul de prescripție expiră peste jumătate de an și îi vor mai repede să meargă în judecată, să încerce să obțină o sentință. Procurorul de caz a refuzat să discute cu presa. În cadrul acestui dosar, fostul președinte este învinuit că în perioada când era ministru al economiei, ar fi eliberat un aviz în baza căruia, în mai 2008, a fost semnat un contract privind procurarea energiei electrice la un preț mai mare pentru Republica Moldova. Prejudiciul cauzat bugetului public ar fi fost de peste $11 milioane. O autocisternă înmatriculată în Republica Moldova, încărcată cu aproximativ 20 de tone de motorină, s-a răsturnat la intrarea în județul Vaslui din România. Șoferul a fost transportat la spitalul de urgență, iar traficul în zona a fost suspendat. Din imagini se vede cum din cisternă încă se scurge combustibil. 4 echipaje de stingere și unul de prim ajutor au intervenit la fața locului. Autocisterna se îndrepta spre Vama Albița, la o curbă periculoasă, șoferul nu a putut ține controlul volanului. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grosi, a declarat că centrala nucleară de la Zaporojie aparține Ucrainei, în ciuda faptului că Moscova vrea să se declare proprietara uzinei după anexarea regiunii. For us, it is obvious that since this is a Ukrainian facility and the ownership is on the Energoatom, any change will be a complex issue, and we are going to know or try to know more about it and the consequences. Aceste declarații au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la Kiev, unde a fost primit ieri de președintele Volodymyr Zelensky. Iar în următoarele zile, Grosi este așteptat la Moscova, unde speră să aibă discuții la nivel înalt. Șeful agenției ONU a subliniat că anexările ruse nu sunt acceptabile potrivit dreptului internațional. Președintele american Joe Biden a avertizat asupra riscului unei apocalipse din cauza amenințărilor cu utilizarea armelor nucleare din partea Rusiei, acesta fiind cel mai dur avertisment de până acum. Oficialii ruși vorbesc despre posibilitatea de a folosi arme nucleare tactice după ce au suferit eșecuri masive în invazia de 8 luni în Ucraina. Vorbind la o strângere de fonduri pentru comitetul de campanie al senatorilor democrați, Joe Biden a spus că riscul unui armagedon nuclear este la cel mai ridicat nivel de la criza rachetelor din Cuba din 1962. Liderul de la Casa Albă a menționat că îl cunoaște destul de bine pe Vladimir Putin și a avertizat că acesta nu glumește când vorbește despre utilizarea armelor nucleare.
Joe Biden spune că îl urmărește cu atenție pe Putin și modul în care ar putea reacționa în condițiile în care armata ucraineană face progrese pe câmpul de luptă. Casa Albă a transmis în repetate rânduri că nu a văzut niciun indiciu că Rusia se pregătește să folosească arme nucleare. Ieri, în timpul unei videoconferințe, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a vorbit despre atacuri preventive ale NATO dacă Rusia decide să folosească arme nucleare. Ce повинна робити NATO? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки, чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Kremlinul, prin purtătorul său de cuvânt, a calificat declarația lui Zelensky drept un apel de a lansa o lovitură nucleară asupra Rusiei și a îndemnat toate țările lumii să acorde atenție cuvintelor sale. Secretarul de presă al președintelui Ucrainei a explicat ulterior că Zelensky s-a referit la perioada de până la 24 februarie, iar singurele măsuri care s-au discutat la acel moment au fost sancțiunile preventive. Experiență unică pentru picii de la o grădiniță din capitală. Copiii au mers la o plantație de viță de vie unde au cules struguri. Ia uita ce struguri mari! Ce emoții au trăit și cât de pline le-au fost coșurile cu roată, vedeți imediat când revenim cu imagini. Următorul procuror general interimar va rămâne în funcție până la finalizarea cauzei penale în cazul lui Alexandru Stoianoglu. Sunt noile prevederi din legea cu privire la procuratură care au fost votate în lectură finală. Cine va asigura interimatul funcției de procuror general va decide Consiliul Superior al Procurorilor, care urmează să se întrunească în ședință. Între timp, Serviciul de Presă de la Procuratura Generală a venit cu o rectificare precizând că Eduard Bulat nu i-a ocupat locul lui Dumitru Robu, mandatul căruia a expirat, și că acesta urmează doar să-i preia atribuțiile până când un nou șef interimar va fi numit. Potrivit legii cu privire la procuratură aprobată astăzi în lectură finală, dacă interimatul funcției de procuror general se instituie urmare a suspendării procurorului general în legătură cu urmărirea penală a acestuia, atunci mandatul va dura până la finalizarea cauzei penale. În cazul în care funcția de procuror general este vacantă, atunci un interimar se va putea afla în funcție maxim 6 luni și nu un an, cum era până în prezent. Legea stabilește și cine va avea competențe să desemneze un nou procuror general interimar. Instituie dreptul discreționar al CSP-ului de a decide eventual, în fiecare caz particular, consecințele suspendării procurorului general asupra mandatului adjuncților săi. Acum, având în vedere că ieri mandatul lui Dumitru Robu a expirat, acesta fiind de un an procuror general interimar, Consiliul Superior al Procurorilor urmează să se întrunească și să decidă cine îl va înlocui. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, care ieri a spus că locul lui Robu va fi luat de adjunctul său Eduard Bulat, a ieșit ulterior cu o rectificare, precizând că Bulat doar va îndeplini atribuțiile procurorului general până când va fi numit un nou interimar. De asemenea, se propune mărirea numărului membrilor CSP prin includerea procurorului general în calitate de membru din oficiu. Astfel, CSP va fi constituit din 13 membri. Legea votată astăzi mai permite șefilor celor două procuraturi specializate să-și formeze echipele de conducere. Mai exact, aceștia vor putea propune CSP-ului șefii adjuncți. Modificările în lege au fost făcute după recomandările expuse de Comisia de la Veneția în avizul său din iunie 2022. Starea de urgență a fost prelungită cu încă 60 de zile. Proiectul a fost votat de deputații PAS. Premierul Natalia Gavrilița a menționat că extinderea stării de urgență este necesară în contextul amenințărilor existente cu privire la securitatea energetică a țării. Comuniștii și socialiștii au părăsit sala de ședințe în semn de protest. De la 1 octombrie, cantitatea de gaze naturale primite de țara noastră a fost redusă cu 30% și există riscul sistării integrale a furnizării de gaze, așa cum s-a întâmplat în alte țări
chiar dacă aveau contracte valabile. Aceasta ar pune în pericol și aprovizionarea cu energie electrică. Prim-ministrul menționează că Gazprom nu își onorează obligațiunile contractuale, motiv pentru care autoritățile de la noi trebuie să fie pregătite să ia decizii în timp util în cazul în care compania rusă va asista livrările de gaz. Șefa cabinetului de miniștri a vorbit deputaților și despre alte decizii ale Comisiei pentru situații excepționale. Am luat decizii pentru a eficientiza consum. Aceasta înseamnă că acolo unde a trebuit, trecem la păcură, am procurat păcura, am făcut prin Comisia Situații Excepționale, am permis demararea tuturor procedurilor ca să facem aceste rezerve de păcură, de cărbune și de alte tipuri de energie. Comuniștii și socialiștii au declarat că nu au fost prezentate motive clare pentru prelungirea situației excepționale și au acuzat guvernul că nu gestionează corect banii publici. Cu capitalizarea Energocom vor fi chestiuni, întrebări și de ce nu pe viitor și dosare. Că sunt banii publici, veniți în Parlament, aveți colegi, dacă ne convingeți și pe noi, votăm și noi, dar haideți să discutăm unde și cum alocăm banii publici. Dar la sigur nu ne-ați convins că această stare de urgență, prelungirea acesteia, va aduce câteva beneficii. După mai bine de 2 ore, proiectul a fost votat de 53 de deputați PAS. Cei din Partidul Șor au lipsit și de la ședința de astăzi, iar comuniștii și socialiștii au părăsit sala Parlamentului în semn de protest. Starea de urgență în Republica Moldova a fost instituită la 24 februarie 2022, odată cu izbucnirea războiului în Ucraina, fiind periodic prelungită. Ultima dată s-a întâmplat la sfârșitul lunii iulie, când starea de urgență a fost extinsă pentru alte 60 de zile. Autoritățile de la Chișinău vor un contract pe termen lung cu România în ceea ce privește livrarea gazelor naturale. Despre asta anunță vicepremierul Andrei Spânu într-un interviu pentru postul public francez Radio France International, filiala din România. Vicepremierul spune că au fost discuții în acest sens, iar acum așteaptă un răspuns din partea guvernului de la București. Interesul Moldovei este să semneze cât mai curând un contract pe termen lung de livrare a gazului pentru țara noastră. Un astfel de acord ar rezolva problema nu doar pentru această iarnă, dar dacă vreți, ar fi un colac de salvare pentru Moldova pentru mulți, mulți ani înainte. Și practic ar rupe ultimul element de legătură care ne ține acum de Federația Rusă. Vicepremierul crede că un astfel de acord ar permite țării noastre să cumpere gaz la un preț mai mic decât cel de pe piață. Deși nu a precizat care ar putea fi tariful. Spânu a comentat și anunțul premierului de la București, precum că România poate să dea Republicii Moldova cel mult 5 milioane de metri cub de gaz pe zi. 5 milioane de metri cub pe zi din partea României ar fi mai mult decât suficient pentru țara noastră. Asta ar fi suficient pentru că aceste 5,7 care le dă Gazprom le dă pentru ambele maluri ale Nistrului, inclusiv pentru producerea energiei electrice. Necesarul de gaz pentru țara noastră este sub 5% din ceea ce produce România, spune Andrei Spânu. Între timp, mai mulți europarlamentari români au solicitat Comisiei Europene un ajutor de urgență pentru ca Republica Moldova se poată achita pentru gazul cumpărat de la Gazprom. La începutul acestei luni, autoritățile de la Chișinău au anunțat că Gazprom a redus livrările de gaz către Moldova cu 30%. Acum 2 zile, concernul rus a venit cu o nouă avertizare pentru țara noastră, spunând că poate asista complet livrările de gaz, deoarece nu a fost realizat auditul pretinsei datorii istorice. O excursie mai specială pentru un grup de copii de la o grădiniță din capitală. Cei mici au mers într-un sat, la o plantație de vițe de vie și nu doar pentru a gusta roada din acest an, dar și au o culege. Inițiativa aparține educatorilor care spun că în acest mod vor să învețe pe cei mici să aprecieze munca. Aventura celor mici a început dis de dimineață, înarmați cu entuziasm și voie bună, aceștia au pornit spre satul Negrești, raionul Strășeni. Acolo îi aștepta o plantație de vițe de vie cu struguri mari și suculenți, numai buni ca să fie culeși. Ia uitați ce struguri mari! Am venit împreună cu colegii mei și am cules un coș plin de struguri. Noi prima dată
Am venit la o livadă GV ca și colegii mușlugului. Și am mușlugului care fugem și îl mâncăm. Cei mici s-au pregătit ca la carte de aventura lor. Au luat de acasă cele mai mari coșuri și căldări ca să încapă cât mai mulți struguri. Iar ca munca să fie cu mult spor, au pregătit și un cântec. Să fii oaspete, măi frate, toamna te poftesc. La la la. O altă experiență de neuitat a fost plimbarea cu această camionetă și nu în cabină, ci în remorcă, așa încât să încăpem cu toții. Ideea de a organiza o astfel de excursie aparține educatorilor. Fac cunoștință cu lucrările de pe câmp, cu muncile oamenilor și astfel încep a aprecia și a empatiza munca. Copiii sunt mesajele vii și prin ei trebuie să creăm o Moldovă frumoasă și prosperă. Mai mulți producători autohtoni din țară și-au prezentat produsele la un târg organizat în fața Palatului Republicii. Aceștia au reușit să ridice o afacere datorită suportului UE. Мы, конечно, с удовольствием написали, выиграли, прошли, построили и сегодня варим сыры. De la afacere cu miere până la finanțarea unei orchestre a contribuit acest proiect. Despre ce este vorba, vă spunem imediat. Poliția cere instanței de judecată să oblige Primăria Capitale să suspende protestele organizate de Partidul Jur. Oamenii legii spun că au depus o solicitare în acest sens acum 3 zile, după ce manifestanții au încălcat de mai multe ori legea. De cealaltă parte, responsabilii primăriei spun că e de competența poliției să asigure ordinea publică. În ultimele 3 săptămâni, oamenii legii au solicitat de 6 ori responsabililor de la primărie să modifice programul protestului organizat de Partidul Jur sau să îl interzică, însă fără rezultat. Astfel, pe 4 octombrie, poliția s-a adresat în instanța de judecată și a cerut ca autoritatea publică locală să fie obligată să interzică întrunirile. În cazul în care astfel de evenimente sunt autorizate de către alte sau permise de către alte autorități, aceste autorități la fel trebuie să intervină pentru a-și exercita toate atribuțiile necesare pentru ca noi să trăim cu dumneavoastră în pace. Se întâmplă după ce în timpul protestelor au fost înregistrate mai multe încălcări, spune poliția care a inițiat o cauză penală. Se referă la nesubordonare, huliganism, ultragierea angajaților forțelor de ordine, încălcarea legislației cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc, blocarea intenționată a carosabilului, dar și limitarea accesului presei și agresarea jurnaliștilor în timpul activității de mediatizare a evenimentelor. Deci, la altă parte, responsabilii de la primărie susțin că este de competența poliției să asigure ordinea și securitatea publică și să aplice sancțiuni, iar serviciile municipale asigură doar salubrizarea spațiilor verzi. Totodată, autoritățile capitalei spun că au informat organizatorii protestului despre obligațiile lor. Doamna ministru, vreau atunci când sunt încălcări de ordine publică sau anumite încălcări să nu se sfiască polițiștii, să aplice legea. Săptămâna trecută, președintele raionului Orhei din Uțurcanu, unul dintre organizatorii protestului Partidului Jur din Capitală, a fost reținut după ce împreună cu mai mulți manifestanți a încercat să intre în curtea președinției. Ulterior, acesta a fost eliberat și amendat pentru nesubordonare și agresiune la adresa polițiștilor. Primele inspecții făcute săptămâna aceasta de către autoritățile suedeze la locul scurgerilor de gaze din gazoductele Nord Stream 1 și 2 în Marea Baltică întăresc suspiciunile de sabotaj. Potrivit parchetului suedez, au avut loc detonări în apropierea conductelor care au provocat pagube importante. De la fața locului au fost ridicate probe care vor fi analizate. Zona nu mai este izolată, dar ancheta continuă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că investigația nu poate fi obiectivă fără participarea Rusiei, care nu a fost invitată. Infrastructurile Nord Stream 1 și 2, construite pentru a transporta gaz rusesc în Europa, au fost avariate săptămâna trecută de explozii subacvatice, provocând noi tensiuni între Occident și Kremlin.
Înfrângerile forțelor ruse în Ucraina înfurie până și pe oficialii pro-Kremlin, iar în Moscova pare că se începe lupta pentru putere. Șeful Comisiei de Apărare din Duma de Stat a declarat că armata ar trebui să înceteze să mai mintă despre cum merge războiul, iar ieri FSB l-a arestat pe un angajat al șefului mercenarilor Wagner, cunoscut pentru criticile față de Sergei Șoigu. Cel din urmă pare că va ajunge țap ispășitor pentru eșecurile invaziei Ucrainei. Poliția din Moscova și FSB-ul l-au arestat ieri pe Alexei Slobodeniuc, un angajat al grupului Media Patriot, ce aparține lui Evgeni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner. Acesta administra mai multe canale de Telegram critice la adresa oficialilor ruși, sugerând izbucnirea unei lupte pentru putere la Moscova. Arestarea are loc după ce la începutul acestei săptămâni Evgeni Prigojin, unul dintre cei mai apropiați aliați lui Vladimir Putin, a lansat un atac la adresa Ministerului Rus al Apărării. După cum notează Institutul pentru Studiul Războiului, această arestare sugerează că Kremlinul încearcă să pună limite asupra criticilor care sunt permise în spațiul informațional. Oficiali apropiați de Putin, precum Lavrov și purtătorul de cuvânt al președintelui rus, nu pot fi atinși, în timp ce Ministrul Apărării Sergei Șoigu pare o țintă легитима. Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации. И перечислили. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли. Această critică directă adusă Ministerului Apărării este implicit o critică la adresa lui Șoigu, pe care Putin îl va scoate țapul ispășitor al dezastrului din Ucraina, pe fondul creșterii numărului de critici referitoare la modul în care se desfășoară mobilizarea parțială a armatei ruse, se arată în analiza Institutului pentru Studiul Războiului. Cel mai recent exemplu este revolta din regiunea Belgorod, unde zeci de bărbați mobilizați s-au plâns că sunt trimiși să lupte fără să fie instruiți și fără să știe unde sunt desfășurați. Нас в районе 500 человек с оружием, но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях. Подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили количество бабок, чтобы просто поесть. Ministerul rus al apărării susține că trenul cu soldați nu se îndrepta spre front, ci spre un centru de antrenament pentru instruire. Analiștii militari occidentali apreciază că graba Kremlinului de a desfășura noi recruți pe linia frontului ar fi motivată de contraofensiva Ucrainei. Recent, într-o intervenție televizată, șeful Comisiei de Apărare din Duma de Stat a Rusiei a cerut Ministerului rus al apărării să recunoască înfrângerile militare din Ucraina. Это надо перестать врать. Сводки Министерства обороны, они практически не меняют своего содержания. Сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов. И все. Ну а у нас же народ не глупый. Aceste afirmații reprezintă o altă împunsătură directă la adresa lui Șoigu, se arată în raportul întocmit de Institutul pentru Studiul Războiului. Armenia și Azerbaidjan și-au confirmat angajamentul din 1991, prin care ambele își recunosc reciproc integritatea teritorială și suveranitatea. Se arată într-o declarație comună semnată ieri la Praga în cadrul summitului Comunității Politice Europene. Anunțul a fost făcut după o întâlnire dintre premierul armean, președintele azer, liderul francez și președintele Consiliului European, care a durat până după miezul nopții. În septembrie, peste 280 de persoane au fost ucise în confruntările dintre Armenia și Azerbaidjan. Disputa vizează soarta enclavei Nagorno-Karabakh și delimitarea frontierei comune. Totodată, Uniunea Europeană va trimite o misiune civilă în Armenia de-a lungul graniței cu Azerbaidjanul pentru a construi încrederea între cele două țări și pentru a contribui la demarcarea frontierei. Misiunea va începe în octombrie pentru o durată maximă de 2 luni. Microbiștii germani au întrerupt o partidă din Liga Europei. Fanii clubului Union Berlin au aruncat cu fumigene și petarde în tribuna susținătorilor formației Malmo. Haos și la un meci de fotbal din Argentina, circa 100 de suporteri au fost răniți, iar cel puțin un fan a murit după un conflict izbucnit între microbiști și poliție. Argentina, compania aeriană de stat, a pregătit o surpriză pentru suporterii naționalei de fotbal. Aflați despre ce este vorba în câteva minute la știrile din sport.
Premiul Nobel pentru Pace 2022 a fost decernat activistului belarus Ales Beliatski, organizațiilor Memorial din Rusia și Centrului pentru Libertăți Civile din Ucraina. Premiul din acest an a fost anunțat pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a intrat acum în a opta lună. În total, 251 de persoane și 92 de organizații au concurat pentru acest premiu. Printre favoriți erau activista suedeză Greta Thunberg, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și opozantul rus Alexei Navalny. Valoarea acestui premiu este de 10 milioane de coroane suedeze. Palatul Republicii din Capital a găzduit un târg al producătorilor autohtoni. Miere, fructe și legume ecologice, plante medicinale și cașcavaluri, toate au fost aranjate pe tarabe și au ademenit vizitatorii. Producătorii prezenți la eveniment și-au pus afacerea pe roate datorită unui proiect pentru dezvoltare rurală din țara noastră în parteneriat cu Uniunea Europeană. Eudochia Chiriac este o producătoare de cașcavaluri din sudul țării. Femeia are o mini-fermă de 20 de bovine. Din laptele obținute de la vacile sale, face peste 6 tipuri de cașcaval după propria rețetă, folosind tehnologie italiană. Manager Miga предложила, что вот есть большое финансирование, и мы, конечно, с удовольствием написали, выиграли, прошли, построили и сегодня варим сыры. Мы работаем и мы поддерживаем молдавский продукт. И еще у меня есть цель участвовать с нашим сыром и выиграть Молдавию. Iar Ion Cebotar din Soroca cultivă pe o suprafață de 10 hectare de pământ plante medicinale certificate bio. De mai bine de 2 ani deja bărbatul exportă plantele în Germania și Franța. Avem galbinele, albăstrea, floare de soc, floare de tei, albă de pădure. Și cu ce sunt bune ele pentru sănătate? Pentru întreg organism, adică sunt și pentru ficat, și pentru stomac, și pentru toate. De la târg nu au lipsit fructele și legumele, dar nici mierea. Avem aici polen, avem faguri, mierem fag, avem lumnărele, avem propolis, avem miere polifloră, avem păsture. Și dacă unii au venit cu produse alimentare la eveniment, alții au adus instrumente muzicale cumpărate datorită proiectului de dezvoltare rurală. Orchestra de fanfară Hesneș, fondată în Hăsneșenii Mari Drochia, are peste 40 de membri și activează din 2015. Acum câțiva ani, datorită unui proiect de grant de 75.000 de lei, muzicienii au reușit să schimbe instrumentele vechi pe cele noi. Că îmi place să cânt la el. Și trompetă. Ce te vezi în viitor? Ca să fiu un baritonist mare. Iar fanfara Hasnaș se bucură de succes la diverse concursuri din țară, dar și de peste hotare. De-ați fi știut cum am început noi și cu ce instrumente. Noi le-am păstrat și până acum sunt deja exponate de muzeu, legate cu sârmă, lipite cu lipici. Vizitatorii care au venit la târg spun că au avut parte de muzică bună și de o varietate mare de produse de calitate. Ceva deosebit, artizanal. Am luat și struguri și pruni la producători autohtoni, foarte plăcut. Și gustos și natural și susținem. Târgul a fost organizat de Rețeaua Națională Lider din Moldova pentru dezvoltare rurală sustenabilă în parteneriat cu Uniunea Europeană, care ajută micii antreprenori să-și dezvolte afacerea. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!